să deschideți Scripturile în seara aceasta, din nou la Isaia, capitolul 53, și vom continua să studiem împreună acest pasaj din Scriptură. Dimineața am văzut, printre altele, două aspecte fundamentale din lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos la cruce, din lucrarea Lui de ispășire, printre care am văzut aspectul reprezentării, faptul că El a mers ca să ne reprezinte pe noi, dar am văzut și ideea de substituție, de faptul că El a mers și a stat în locul nostru. Și acestea sunt două lucruri similare într-un fel, dar extrem de distincte, și diferența este foarte importantă. Da? De exemplu, un avocat, de exemplu sora Anca Merian, dacă merge și mă reprezintă, da? Ea vorbește pentru mine, duce o pledoarie pentru mine în fața instanței. Dar ea nu este substitutul meu. Dacă se declară un verdict de vinovat, nu plătește avocatul, corect? Dacă trebuie făcut pușcărie pentru un fapt, nu reprezentantul meu, apărătorul meu plătește. Ideea de substituție este că cel care ar trebui să stea și să se reprezinte și în același timp să răspundă legal înaintea judecătorului, este substituit de altcineva. Și reprezentantul devine și substitutul. Hristos este și cel care vorbește pentru noi, vine și argumentează cazul nostru, nu pe meritele noastre, pe meritele Lui. Da? El este reprezentantul nostru, dar El este substitutul nostru. Și când verdictul de drept, de vinovat, este pronunțat, El spune: eu plătesc. Pedeapsa vine asupra mea. În seara aceasta vreau să ne mai uităm la încă 5 aspecte din Isaia, capitolul 53, vis-a-vis de ispășirea sau de jertfa Domnului Iisus Hristos, care sunt prezentate în mod profetic. Unii numesc Isaia, capitolul 53, cea de-a 5-a Evanghelie. Pe lângă cele 4 care le avem în Noul Testament, unii zic Isaia este cel de-al 5-lea evanghelist. Premergător cumva evanghelistului Noului Testament, el expune cel mai clar în tot Vechiul Testament Evanghelia în toată splendoarea ei. Și în seara aceasta vreau să mai studiem, chiar dacă fugitiv, încă 5 aspecte din ispășire, din jertfa Domnului Iisus Hristos. În total vom fi studiat astăzi 7 aspecte fundamentale din jertfa, din ispășirea Domnului nostru Iisus Hristos. Primul aspect care vrem ca să îl vedem din Isaia 53 cu capitolul 5 este faptul că ispășirea sau jertfa Domnului Iisus Hristos procură și produce pace între om, cel pentru care se ispășește, și Dumnezeu. Priviți ce spune Isaia în versetul 5. Dar El, adică Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Trebuie să înțelegem ce este acest concept al ispășirii. Noi îl luăm ca și un termen tehnic în ziua de astăzi, dar el este de fapt un termen care este folosit sau era folosit cel puțin uzual chiar în limba română. Definiția este a răscumpăra o greșeală prin suferință sau a suferi pentru o faptă comisă de altcineva. A ierta de păcate sau a mântui, dacă vorbim despre ispășirea Domnului Iisus Hristos. Și cuvintele cheie care ne arată această lucrare de ispășire din versetul 5, cuvintele cheie care ne descifrează acest verset sunt cuvintele pedeapsă și pace. Pedeapsa este consecința care se cuvine pentru o greșeală sau pentru o încălcare a legii. Dacă încalc legea, de exemplu, dacă dumneavoastră mergeți acasă în seara aceasta și treceți peste limita de viteză, ați încălcat legea și dacă vă oprește poliția, legea cere o pedeapsă pentru acea încălcare. Priviți care sunt încălcările noastre sau greșelile noastre care atrag asupra noastră pedeapsa aceasta. El era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Și Scriptura ne învață, așa cum bine știți, că toți, fără excepție, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3,
cu versetul 23. Apoi în Romani capitolul 6, Apostolul Pavel spune că plata păcatului este moartea. Și nu doar moartea fizică, deși și moartea fizică, argumentează Apostolul Pavel, este drept dovadă că toți am păcătuit. Odată ce strămoșii noștri, odată ce Adam și Eva au păcătuit, păcatul acela este nu doar imputat nouă, legal vorbind, dar este și transmis nouă. El s-a răspândit, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, peste toți oamenii. Și vei spune, cum știm asta? Care este dovada că este așa? Și Pavel spune, pentru că toți mor. Moartea, degradarea trupului nostru fizic, degradarea tot ceea ce există în jurul nostru. În ziua de astăzi se vorbește foarte mult despre încălzire globală, despre degradarea planetei, da? Și a sistemului acesta în care trăim. Acestea sunt și ele, până la urmă, un rezultat al păcătoșenii, un rezultat al faptului că păcatul a intrat în lume. Și Pavel argumentează că drept dovada acestei realități este că mori. Dacă ești sigur că vei muri, și cred că ești sigur de lucrul acesta, fii sigur că ești un păcătos, pentru că de aceea mori. Dar când Pavel vorbește despre faptul că plata păcatului este moartea, el are în gândul lui, în categoriile lui teologice, mai mult decât moartea fizică. Este vorba de cea de-a doua moarte, de moartea spirituală, de moartea eternă, de separarea deplină și permanentă, veșnică, față de Dumnezeu. Mai bine spus, față de orice bunătate, har, binecuvântarea lui Dumnezeu. A sta doar în prezența judecății, în prezența furiei, în prezența pedepsei lui Dumnezeu pentru o veșnicie. Și aceasta este pedeapsa pentru faptele noastre, pentru greșelile noastre, pentru starea noastră de păcătoșenie care se cuvine pentru orice păcătos, pentru mine și pentru dumneavoastră. Oricare dintre noi, dacă s-ar face dreptate față de noi, ar trebui să fim pedepsiți în felul acesta. Mai mult decât atât, Scriptura ne învață că păcatul nostru ne pune într-o stare de revoltă și de dușmănie cu Creatorul nostru. Pavel ne învață în Romani în felul următor: fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie sau dușmănie cu Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune. Asta este starea în care ne aflăm. Suntem sub pedeapsa lui Dumnezeu și suntem într-o vrăjmășie, într-o dușmănie. Nu există pace între noi și Dumnezeu. Dumnezeu, ca să fie drept, trebuie să ne pedepsească, trebuie să ne trimită în iad. Iar noi îl urâm pe acest Dumnezeu, deși este drept. Este echivalentul, ca să înțelegeți cât de gravă este starea noastră de păcat, este echivalentul cu a fi prins în flagrant, a ți se scrie amenda și tu te nervezi pe polițist, de exemplu. Bă, ce-i cu ăsta? Păi stai un pic, tu ai călcat limita de viteză, tu ai trecut pe roșu, el doar aplică legea. Astea sunt oameni. Dumnezeu spune, pentru că sunteți păcătoși, pentru că v-ați revoltat împotriva legii mele, pedeapsa este moartea. Și omul îl urăște pe Dumnezeu, pentru că este drept, pentru că este bun, pentru că este desăvârșit. Și înaintea judecății drepte a lui Dumnezeu, el se află în dușmănie cu Dumnezeu, în revoltă constantă împotriva lui Dumnezeu. Și ne întrebăm atunci, cum se poate să existe pace între om și Dumnezeu? Cum s-ar putea rezolva această problemă? Pentru că pedeapsa trebuie aplicată. Vinovați suntem. Și Dumnezeu nu poate ca să-și schimbe legea lui. Dumnezeu nu poate ca să treacă cu vederea, da? Cum de multe ori se trece în lumea noastră. Da? În lumea noastră, polițistul te mai iartă. Eu n-am prea pățit, pe mine nu m-au prea iertat. Da? Dar s-a mai întâmplat. Vă las cu un avertisment. Dumnezeu nu poate doar să dea avertizmente. În cele din urmă, El trebuie să aplice legea. Dumnezeu nu poate ca să treacă cu vederea în permanență. El este un Dumnezeu drept. Noi trebuie să dăm socoteală înaintea Lui. Da? Nu-și poate retrage plângerea împotriva noastră. Nu poate să meargă și să spună, gata, nu mai vreau ca să mă judec cu cei pe care i-am creat. El este obligat, datorită caracterului său, să pronunțe această judecată. Isaia ne spune că pacea se produce atunci când pedeapsa este plătită, este achitată.
Motivul dușmăniei, motivul antagoniei între mine și Dumnezeu, între păcătos și judecător, este faptul că pedeapsa stă deasupra capului meu. Sunt condamnat de ceea ce sunt și de ceea ce am făcut. Și Isaia spune că atunci când această condamnare este dată la o parte, prin plata pedepsei, prin rezolvarea pedepsei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, poate să existe pace între om și Dumnezeu. Isaia ne prezintă o pace reală, o pace realizată. Nu o teorie, el nu ne propune că s-ar putea cumva teoretic să existe o pace, ci că există real, realizat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, o pace care se produce datorită ispășirii Domnului Iisus Hristos. La fel de real și la fel de realizat cum este moartea Domnului Iisus Hristos, este împăcarea între om și Dumnezeu, între cei care sunt răscumpărați și Dumnezeu. Dacă Hristos a murit cu adevărat pentru cei care a murit, pentru cei răscumpărați, pentru cei aleși, pentru biserica Lui, pentru cei ce se cred în El, acei oameni sunt puși într-o stare de pace cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Pentru că ceea ce i-a separat pe acești oameni de Dumnezeu este ispășit, este rezolvat de Domnul nostru Iisus Hristos. Isaia spune pedeapsa care ne dă pacea. Nu pedeapsa care ne-ar da posibilitatea păcii sau oportunitatea păcii, ci această pedeapsă realizează pacea. Pentru că ceea ce determină dușmânia, antagonia între Dumnezeu și om, este păcatul omului. Și odată ce acest păcat este rezolvat, odată ce acest păcat este ispășit de Dumnezeu, nu mai există niciun motiv pentru această dușmânie. Pacea realizată de ispășirea lui Hristos este la fel de certă, la fel de sigură, la fel de completă, ca și pedeapsa și ispășirea prin care a fost realizat. Dacă ești sigur că Hristos a murit pentru tine, fii sigur că există pace între tine și Dumnezeu. Dacă ești sigur că El a suferit pentru răscumpărarea poporului Său, fii sigur că acel popor se află astăzi în pace cu Dumnezeu. A spune că mai este nevoie de ceva pentru a face pace între om și Dumnezeu este o înjosire la lucrarea ispășitoare a lui Hristos. A spune că, da, Hristos s-a jertfit, dar totuși mai trebuie ceva. Lipsește ceva înainte ca să poată să existe o pace între om și Dumnezeu. Este o înjosire la adresa lui Hristos. Ai spune că Hristos n-a fost în stare să realizeze o lucrare completă. Și vei spune, dar frate, nu trebuie ca noi să credem și să ne pocăim ca să fim împăcați cu Dumnezeu? Evident că da, dar credința și pocăința noastră nu fac pace între noi și Dumnezeu, ci sunt rezultatul a faptului că există pace. Pentru că Hristos a făcut pace între mine și Dumnezeu, apoi sunt invitat ca să particip în acea pace. Apoi sunt invitat ca să-mi pun încrederea în acea lucrare care a realizat acea pace. Pacea nu se realizează datorită ceea ce eu fac. Eu doar mă bucur de ea crezând și pocăindu-mă, întorcându-mă spre Dumnezeu. Credința mea și pocăința mea este un rezultat al aceleași ispășiri prin care s-a realizat această pace. Eu nu contribui absolut nimică la soluția prin care sunt adus într-o stare de pace. Ma unii care ați citit mai cu atenție acest verset, sau unii care proveniți din influențe carismatice, vă spune, frate, ai omis acolo unde spune că și prin rănile lui suntem tămăduiți. Cum e cu asta? Că eu vreau tămăduire. Este aceasta un rezultat al ispășirii Domnului Iisus Hristos? Cum rămâne cu tămăduirea? Suntem noi vindecați de bolile noastre, de rănile noastre fizice, prin suferințele lui, prin ispășirea lui? Da, suntem. Dar hai să clarificăm lucrurile. Dar în primul rând textul are în vedere tămăduirea spirituală și nu tămăduirea fizică. Și înainte ca să sărim la aspectul de rezolvare a problemei fizice, să realizăm intenția autorului. Intenția textului este să vorbească despre o tămăduire, despre o mântuire spirituală. Punând în contrast suferințele fizice
care sunt suferințele lui Hristos în locul nostru, ni se spune că datorită faptului că El a preluat această suferință care se cuvenea nouă, noi suntem scutiți, noi suntem tămăduiți, suntem mântuiți de suferințele care ni se cuvin nouă. El a suferit fizic în locul nostru. Și noi avem o scutire, o scutire sau o tămăduire de ce în primul rând? De aspectul spiritual. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Observați legătura între suferințe, dureri și pedeapsă. Legătura este că aceste dureri fizice sunt datorită pedepsei care vine pentru păcatele noastre. El a suferit fizic datorită păcatelor noastre spirituale. El a suferit dureri fizice datorită bolii noastre spirituale. Dar, versetul 5, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și împreună, da, este un gând legat împreună, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Tămăduiți de ce? Tămăduiți de boala aceasta spirituală. Tămăduiți de povoara păcatului. Mântuiți de sub efectele ei. Așa că atunci când ni se spune că datorită faptului că El a suferit în locul nostru, noi suntem tămăduiți, trebuie să înțelegem că în primul rând este vorba de faptul că suntem scutiți de la suferințele care provin din pedeapsa păcatului și suferința numărul 1 este judecata și pedeapsa veșnică. Dacă ai sărit peste acest aspect și ești focalizat numai pe faptul că tu vrei ca să nu mai ai reumatism. Dar frate, dar scrie că prin rănile Lui sunt tămăduiți și eu nu mai vreau reumatism. Lasă că înainte de reumatism avem o problemă mai gravă. Se numește cancerul păcatului. Ai nevoie de vindecare de la acea boală. Dar frate, pe mine mă doare genunchile foarte rău. Cum pot beneficia de aspectul acesta a ispășirii? Dacă s-ar vindeca genunchile sau spatele sau durerile de cap sau ce-or fi ele și rămâi cu boala păcatului netămăduită, nevindecată prin rănile Lui, ești cel mai deplâns om de pe această planetă. Da, textul vorbește și despre tămăduirea fizică, dar nu încă. Nu aici și nu acum. Înțelegerea greșită între momentul în care Hristos procură ceva prin ispășirea sa și momentul în care se consumă acel lucru poate duce la o sumedenie de probleme. De exemplu, înțelegem foarte bine că toți cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos primesc credință și pocăință datorită jertfei Lui. Adică actul credinței sau realitatea credinței în viața ta, care s-a manifestat la un moment dat, la 18 ani, la 19 ani, la 25 de ani, la 50 de ani din viața ta, a fost cumpărat, procurat, realizat în aceeași jertfă a Domnului Iisus Hristos. Dar procurarea sau cumpărarea credinței tale și consumarea ei sau punerea ei în practică sunt două lucruri diferite. Înțelegeți? De asemenea, a vorbi despre faptul că rănile Lui ne tămăduiesc spiritual și fizic nu înseamnă că acea tămăduire să produce instant, să produce în același timp. Că dacă ar fi așa, după jertfa Domnului Iisus Hristos n-ar mai trebui să fie creștini bolnavi. N-ar mai trebui să moară nimeni. Da? Fiecare membru dintr-o biserică evanghelică n-ar mai trebui să aibă nevoie de asigurare medicală și de spitale. Există o distinție dintre ceea ce s-a procurat, dintre ceea ce s-a promis prin jertfa Domnului Iisus Hristos și când se pune în practică. Apostolul Pavel ne spune acest lucru și face această distinție foarte clar în Romani 8, de la versetul 19, când vorbește despre faptul că firea, carnea, tot ceea ce există fizic este afectat din cauza păcatului și așteaptă această tămăduire. Citiți cu mine de la versetul 19 la versetul 23. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă, da? Sau creația a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă
că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Sau va fi tămăduită de la efectele păcatului, am putea să parafrazăm noi. Ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, deci Pavel spune, această realitate, această slobozire, această tămăduire, această reparare a tot ceea ce a stricat păcatul în aspectele fizice, dar știm că până în ziua de azi, toată firea încă suspină și suferă durerile nașterii. Ce așteaptă să se nască? Ce trebuie să se întâmple? Nu s-a jertfit Hristos? N-a venit El și a declarat victorie peste păcat? Și nu numai ea, spune Pavel, dar și noi. Noi, cei care am fost răscumpărați, noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm și noi. De ce? Pentru că mai așteptăm ceva. Așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Da, glorificarea noastră este promisă de Hristos. Da, trupurile noastre de glorie care nu vor mai suferi, care nu vor mai avea dureri, unde nu vor mai fi lacrimi, unde nu vor mai fi dureri de spate, au fost procurate de Hristos în aceeași jertfă, pe aceeași cruce, prin același sânge. Dar procurarea și consumarea sunt două lucruri diferite. Procurarea și punerea în practică se întâmplă la două perioade diferite. Una s-a întâmplat la cruce și a doua se întâmplă la revenirea Lui când noi vom fi cu El în slavă. A nu înțelege aceste lucruri, a nu vedea că răscumpărarea aceasta trupului nostru din efectele păcatului se întâmplă în viitor, este o promisiune escatologică realizată în ispășirea Domnului Iisus Hristos, poate duce la tot felul de greșeli și la tot felul de erezii. Și în ziua de astăzi sunt tot felul de oameni care proclamă din Isaia 53 să le dispară migrenele, să le dispară durerile de spate și numai nu dispar. Pentru că n-au înțeles că promisiunea a fost procurată, dar este pusă în practică, nu aici și acum, ci la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, când El va tămădui nu doar trupurile noastre, ci cartea Apocalipsa ne spune că toată creația va fi reînnoită. De fapt, pământul acesta și cu tot ce este pe el va fi nimicit și o nouă creație va fi făcută de Dumnezeu și noi, cu trupuri noi, cu trupuri glorificate, ca și a Lui, vom beneficia de acest efect al ispășirii sale. Ca tare, suntem noi tămăduiți fizic prin rănile Lui? Da. Dar mai important este tămăduirea spirituală. Da. Dar această tămăduire fizică este cumpărată de Hristos, dar nu este consumată încă. Ea vine odată cu revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, priviți eficiența ispășirii prezentat în Isaia 53. Adică, prin asta spunem că ispășirea, jertfa Domnului Iisus Hristos, produce efectul intenționat. Este o ispășire reală, o ispășire eficientă. Versetul 10 și 11, Isaia spune: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Isaia îl prezintă pe Hristos ca realizând o ispășire cu un efect sigur și cert. Altfel spus, când Hristos declară pe cruce că s-a isprăvit, s-a terminat, s-a încheiat, înainte ca să-și dea Duhul, oare chiar s-a isprăvit ceva? Oare chiar a existat un rezultat cert și sigur și eficient? Sau de fapt este vorba doar de începutul unei potențiale mântuiri? Isaia spune nu. Rezultatul este sigur. Scopul pentru care Hristos a mers la cruce s-a realizat. Când El a spus tetelestai, s-a finalizat, s-a încheiat. Este încheiat. El este sigur că ceea ce a procurat prin jertfa Lui se va realiza. Nu există potențial de faliment. Când Isaia ne spune că va vedea o sămânță de urmași și va vedea rodul muncii sufletului lui, oare la ce se referă? Cred că un loc mai bun ca să înțelegem exact la ce se referea Isaia
nu există decât în Ioan 6, de la versetul 37 la versetul 40, unde Domnul Iisus Hristos detaliază pentru noi care este misiunea Lui pe acest pământ și care este scopul jertfei sale. Și El spune, începând de la versetul 37, în felul următor: tot ce mi-a dat Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic, pe niciunul, din tot ce mi-a dat El, ci să-i înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Intenția Domnului Iisus Hristos, când a mers la cruce, este ca să nu piardă, ci să răscumpere pe toți cei ce i-a dat Tatăl Lui. Și întrebarea la care noi trebuie să răspundem este: isprăvește Hristos lucrul acesta pe cruce? Realizează cu adevărat această misiune? Nu doar potențial, dar în mod real, în mod eficient. Și răspunsul care îl dă Isaia este da. Hristos, după ce s-a dat pe sine ca și jertfă, a privit la lucrarea sa și s-a bucurat de rezultat pentru că a știut că este sigur. A văzut moștenitorii lui, a văzut lucrarea ispășind, a văzut că jertfa lui este eficientă. Este o înjosire, din nou, este o înjosire la adresa Domnului Iisus Hristos. Să privești la Hristos spunând că s-a finalizat și apoi uitându-se și întrebându-se: oare chiar este gata? Oare chiar i-a mântuit? Oare am pierdut vreunul? Oare toți vor ajunge la Tatăl? Oare toți vor fi glorificați? Hristos nu s-a jertfit pentru posibilitatea sau potențiala mântuire a celor care Tatăl i-a dat Lui, ci Hristos a realizat acea mântuire pe deplin prin jertfa Lui. Priviți cum vorbește Isaia despre îndreptățirea și justificarea realizată de Hristos. Am văzut și dimineață. El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Punerea într-o stare după voia lui Dumnezeu, dragilor, nu este potențială. Este realizată și direct legată de faptul că a luat asupra lui povara nelegiuirii. Altfel spus, dacă a murit în locul tău ca și nelegiuit, te-a pus într-o stare de îndreptățire, fără doar și poate. Dacă a luat asupra lui povoara copiilor săr, povoara păcatului celor care au fost dați lui de Tatăl, a realizat pentru ei această îndreptățire, această aducere într-o relație de pace cu Dumnezeu. Al patrulea rând, ispășirea realizată de Hristos este una definită sau limitată sau nominală, alegeți ce termen doriți. Hristos moare cu intenția, așa cum am văzut, de a răscumpăra un grup anume de oameni. Hristos nu merge și moare în generic pentru oameni sau în generic pentru toți oamenii, ci are în mintea lui și pe inima lui un grup anume, nominal, specific, definit, primit de la Tatăl, pentru care trebuie să ispășească. În versetul 8, Isaia ne arată lucrul acesta extrem de clar, spunând în felul următor: El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Hristos moare pentru un grup specific care îl cunoaște nominal, pentru poporul său. În Noul Testament, El ne mărturisește că a venit ca să-și dea viața pentru oile Lui. În Ioan 6 am văzut că a venit să răscumpere în mod specific pe toți cei ce au fost dați Lui de Tatăl. În Efeseni 1:4, Apostolul Pavel spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Și nu cred că mai are rost să vă citez încă 50 de versete, pentru că le cunoașteți deja, care ne arată că Hristos s-a dus cu o misiune specifică să răscumpere un popor care l-a cunoscut. Și El a îndeplinit această misiune. De aceea Isaia descrie ispășirea ca având un efect restrâns la o categorie specială. El nu vorbește în termeni generali.
Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, spune Isaia, versetul 11, va pune pe mulți oameni într-o stare, pe mulți oameni, într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și va lua asupra lui povara nelegiuirii lor, acestor mulți oameni. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Întrebarea este, cine sunt acești mulți? Acești oameni pentru care Hristos a ispășit? Și răspunsul este acesta, sunt poporul lui Dumnezeu. Sunt aleșii lui Dumnezeu. Sunt cei care au fost hotărâți după buna plăcere a lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și pentru aceștia, Hristos a realizat nominal, definit, cu intenție specifică, această ispășire și cu toate beneficiile ei. În al cincilea rând, ultimul aspect al ispășirii Domnului Iisus Hristos. Ispășirea, ne arată Isaia, este una mijlocitoare. El nu doar că ne reprezintă, nu doar că este substitutul nostru, dar el mijlocește pentru noi prin ispășirea sa și apoi ancorat în această ispășire și după ispășirea sa. Am văzut, cum ziceam dimineață, că ispășirea este substitutivă. Dar Isaia subliniază nu doar că el stă în locul nostru o singură dată și atât, dar el mijlocește pentru noi, dând de exemplu rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Și eu cred că Isaia are în vedere profetic sau ne duce cu mintea profetic la rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos de mare preot, în care el mijlocește înainte de moartea lui pentru ucenicii săi și pentru toți urmașii lui. Priviți ceea ce spune autorul cărții către evrei. Ne spune că această lucrare de mijlocire ancorată în jertfa sa pe cruce este una continuă. De aceea, spune autorul cărții către evrei, el poate să mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, întrucât el trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. De aceea este așa o încurajare. Când vedem că Isaia cuprinde în această lucrare de ispășire și mijlocire a Domnului Iisus Hristos și ne spune pentru că a purtat păcatele multora, dar nu numai atât. Nu doar că le-a purtat, nu doar că ne-a reprezentat, nu doar că a fost substitutul nostru, Isaia spune și s-a rugat pentru cei vinovați. Ce încurajare să știi că a ancorat în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos este rugăciunea lui pentru tine. Este rugăciunea lui insistentă și permanentă la adresa Tatălui pentru tine. Și din nou și din nou el spune, eu am murit pentru el. Eu am murit pentru Mihai. Eu am murit pentru Ciprian. Această mijlocire face și ea parte din jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ea este ancorată în ea. Ea dă temelia legală prin care el poate să înalțe aceste rugăciuni și să fie totuși drept. Și el ne promite că această mijlocire este una continuă, este una care el nu va abandona niciodată până când nu suntem cu toții cu el în slavă. Dragul meu, sper că în această seară să fi înțeles puțin mai mult și puțin mai bine câteva dintre valențele, dintre aspectele ispășirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mai mult decât orice îmi doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră să fiți beneficiari a acestei jertfe ispășitoare. Ca tot ceea ce s-a vestit în această seară să nu fie doar o teorie, să nu fie doar o informație, ci să fie o realitate în viețile voastre și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință și pocăință, să fiți urmașii Lui, să fiți copiii Lui, să fiți mântuiți și tămăduiți de păcatul care ne condamnă. Amin.